Salut și bine am găsit la un nou episod din Steep. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem. În episodul de azi vom continua cu jocul în varianta beta. După cum știți, am mai jucat jocul ăsta și am mai făcut un episod în momentul în care am fost în Germania la Gamescom. Și acum avem posibilitatea să-l jucăm mult mai bine, pentru că atunci aveam un fel de limită de 10 minute, ceva de genul, nu puteam să jucăm foarte mult și nu puteam să facem ce vrem noi. Pe când acum eu pot să fac practic ce vreau. Dacă nu știți, Steep este un joc în care tu ești pe un munte, ai posibilitatea să îți schimbi sportul pe care vrei să-l practici. Momentan am un snowboard în spate, dar dacă vreau pot să mă schimb să fiu cu wingsuit-ul, să zbor pe aici printre munți. E un joc open world și un joc pe care poți să-l joci împreună cu prietenii tăi. Un joc multiplayer. Eu aici o să-mi schimb pe wingsuit. Și o să ne aruncăm direct. Hopa! Uitați-vă cât de mișto e! O, doamne! E un pic periculos și oamenii chiar fac sporturile astea în viața reală. Și am impresia că primești mai multe puncte dacă faci chestii mult mai periculoase sau ceva de genul. Bine, trebuie să treci prin punctele acestea. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place și vreți să mai vedeți episoade cu Steve. Și aici trebuie să deschidem parașuta. Hopa! Oh! Uite pe aici pe undeva trebuia să aterizăm noi. Boom! Chestia mișto este că poți să schimbi între sporturile pe care le faci oricând vrei tu. De exemplu, noi ne-am parașutat aici, ne-am dat parașuta, ne-am dat cu wingsuit-ul de pe vârful celălalt. Iar acum pot pur și simplu să mă duc, bine, am binoclu aparent. Pot să mă schimb pe snowboard, instant. Și ne schimbăm pe snowboard și jucăm cu snowboard-ul de aici. E mișto că te lasă să faci schimbările astea atât de ușor și jocul se simte bine, bine de tot. E făcut de cei de la Ubisoft, deci era de așteptat că va fi un joc destul de bun. Oba, încerc să nu prea mă pricepe cu snowboard-ul, din păcate. Invers, în partea cealaltă, dă-i drumul, dă-i drumul. Dacă te prinzi într-o chestie de asta, așa e destul de iurea. M-am dat, cred că o singură dată în viața mea cu schiurile și a fost o experiență destul de înfricoșătoare. Pentru că să pui frână la schiuri e destul de greu, cel puțin mie mi s-a părut greu. Nu știu dacă ați fost vreodată cu schiurile sau dacă ați fost vreodată cu snowboard-ul, dar e interesant. Dacă ați fost, să-mi spuneți și mie în comentarii. Sau dacă ați vrea să mergeți cu schiurile sau cu snowboard-ul. Cerc să fac și eu o săritură aici, nu prea-mi iese. Momentan mă învață, știi, e un fel de tutorial. Să încerc să merg pe aici, că îmi prind un pic mai multă viteză și dacă stau așa jos, ia uite ce viteză mi-am. Ouleu! Ouleu, copac! Mam! Era să iau copacul acolo direct în freză. Aaa, ce urât m-am dus. Ridică-te. Dar uite cât de realistic se face zăpada când treci prin ea. Foarte mișto. Oh, așa poți să pui frână. Și aici ce ar fi trebuit să pun eu frână. Și dacă cumva m-am dus un pic mai departe, tot ce trebuie să fac este să... Pot să dau try again dacă vreau. Sau pot să îmi schimb sportul pe care l-am ales. Dar o să încercăm să facem mai bine de data asta. Uite așa, poți să schimbi ruta, v-am zis, e un joc open world, deci tu nu trebuie să mergi pe o rută neapărat cea selectată de ei. Oh, tu poți să te duci unde vrei. Și mai târziu o să ne învețe și cum să folosim harta, prin care o să putem să ne alegem diferite rute, fără să trebuiască să mergem noi acolo pe jos. Pur și simplu ne selectăm ruta respectivă și ne lasă să ajungem acolo direct. Oh, wow, mi-am rupt gâtul! No, ridică-te! Da. Că azi e o zi bună. E o zi bună că te-ai dus cu capul de copac. Doamne ferește. Opa. Încerc să-mi prind câte right through the checkpoints. Da, erau niște checkpoint-uri. E unul și în față. Opa. Încă unul din ele le-am luat. Hai să-l vedem și pe următorul. Dar câtă viteză poți să ții cu chestia asta? Ți-e și frică. Adică nu știu, mie mi-ar fi frică să merg cu asta așa. Am ajuns. Ok, deci dacă ții așa pe ăsta, poți să vezi harta. Mam. Deci poți să-ți dai base camp. Să te duci aici. Ce reprezintă chestia asta? Base camp. Deci de aici poți să-ți alegi tu unde vrei să te duci.
Ok. We do need to expand out to other locations to open up some new lines. I scouted a few areas earlier we should go see. Trebuie să văd cum îmi schimb from base camp drop zone or exit point, you can ride anywhere. Deci de aici pot eu să mă duc unde vreau. Faza e că eu aș vrea să-mi schimb... uite așa, trebuie să-mi schimb ăsta. Ah, uite, pot să-mi iau skill-urile, dar o să-mi iau walk ca să putem să mergem. Și de aici, fast ride together, deci destination points. Deci vedeți, mi-arată aici un punct la care aș putea să ajung, ăsta cred că e un fel de drop zone. Și sunt multe chestii, multe misiuni. Uite cât de mare e harta. Deci noi am fost pe aici, în partea asta la altă. Dar poți să te duci, holy shit. Oh my god, cât de mare e harta. Ești nebun? Și gândiți-vă, toată harta asta va fi plină de jucători. Deci dacă vă plac sporturile astea extreme, jocul ăsta cu siguranță va fi pentru voi. Back to initial position, go back to your character. O să mă duc înapoi la caracterul meu. Așa. Bun, hai să vedem unde putem să mergem. From base camp you can drop zone. Aici e un drop zone. Hai să vedem ce fel de sport pot eu să practic de aici. Eu, dita mai căzătura, aș putea să îmi schimb pe skill-uri. Hai să vedem. Merge cu skill-urile. Hai că merge. Holy fuck, îmi iau de-a viteză cu skill-urile pe aici. Oh my god. Nu știu dacă a fost o idee foarte bună să am skill-uri aici. Oh my god. Mamă, ce viteză-mi prind. Sărim pe aici. Hop. Atât. Hop. Am făcut un truc. Poți să faci și trucuri, poți să... Bine, momentan eu prea mă pricep poate de bine, dar... Cât de mișto poate să fie jocul ăsta. Go back to the base camp. Și acum am zis să mă duc înapoi la base camp. A, poți să mergi cu skill-urile și pe aici dacă vrei, știi, să mergi, uite așa. Nu trebuie să schimbi pe walking neapărat, poți să mergi și cu ele. Și ai mai multe locații de la base camp pe unde poți să te dai. De exemplu, dacă vreau să mă dau pe aici. Poți să mă dau pe aici. Ia. Hopa! Oh, leu, săritură mare! Oh! Doamne, asta e super periculos. În viața reală o săritură de genul ăsta și să nu aterizezi. Am văzut o grămadă de videouri în care se întâmplau chestiile astea, dar totuși, na. Hai să vedem ce alte zone. Nu mai avem alte zone. Reach your objective. Reach the destination points. Deci cred că astea sunt singurele două obiective pe care le putem face. Hai să dăm try again. Să mai încercăm o dată acolo, dar de data asta cred că o să-mi iau snowboard-ul. O să merg să-mi iau snowboard-ul. Mergem până acolo. Să pun frână. Așa, ne schimbăm pe snowboard. Și mai e o chestie cu parașuta pe care poți să o folosești. Aia nu mi-a arătat încă cum aș putea să o folosesc. Dar momentan tot suntem într-un mod de tutorial, așa, ceva de genul, copaci mulți. Oulio, mamă. Hai că e bine, hai că e bine, merge. Opa, opa. Îmi imaginez cât de mișto trebuie să fie jocul ăsta cu prietenii. Use the terrain to mix it up to show everyone just how good you are and moving between okay. Different sports, just like you showed me. Deci el zice că... El zice că putem să combinăm sporturile între ele. Și că nu toate locurile mișto sunt, se află pe hartă. Deci noi practic acum putem să mergem să descoperim și să explorăm acest munte imens și să găsim locurile secrete. Și poți să faci uite așa dacă vrei, poți să te învârți ca și în viața reală, poți să faci ce vrei. Am impresia că reach the stop in the scouting destination point. Deci aici cred că trebuie să ne oprim. Toți suntem în tutorial. First ride together. Asta e. Hop. Press L1 to bring the binocular. Și acum ne punem să folosim binoclu. L2 to look around. Putem să dăm zoom. Potential drop zones. Păi mi-arată un drop zone acolo. Ok. Și acum înseamnă că eu pot să mă duc la acest drop zone. A, și așa explorez, așa găsești tu locațiile. O să fie un pic mai greu la început până mă obișnuiesc, pentru că e diferit față de ce am mai jucat până acum. Aha. Uite, vreau un deluxe să mă...
Să mă dau cu... Vreau să mă dau cu wingsuit-ul, că pare mult prea distractiv. Trebuie să-mi schimb sportul. Mai înainte ne băgăm ăsta ca să putem să mergem. Highlighted and press start. Și de aici vin challenge-urile. Poți să faci challenge-urile astea cu prietenii, poți să faci challenge-urile astea singur. Acum depinde, în funcție de cum vrei tu. Varianta asta de beta e un fel de closed beta, dar știu că se găsesc cheiuri pe diferite site-uri, așa că dacă e să căutați cheiuri, știu că se găsesc în variantă limitată, dar se găsesc. Pot să-i dau pe ăla? Highlighted and press X? Sau trebuie să ajung eu acolo fizic? Habar n-am, dar... destul de greu de mers pe terenul ăsta, sincer. Hai că mie mi-o arată acum. Cred că... aha, cred că pot să fac direct așa. Start this challenge. Watch replay, activate ghost. Watch replay. Nu vreau watch replay, vreau pur și simplu să... sau pe asta am făcut-o deja. Cred. Mi-arată tot cu new, deci în principiu... da, amândouă sunt cu new. Highlighted and press X. Poți să-i dau activate ghost? Poți să-i dau watch replay? Să mă uit cum a făcut cineva cursa asta? Ok. Exploration camera. Păi nu mă interesează cum a făcut cineva cursa asta. Ah, trebuie să te uiți mai înainte sau ce? Play this challenge. Acum. Mamă, unde m-a dat, ești nebun? Holy fuck! Ai așa o senzație foarte stranie și să te dai printre astea. Uite încă cineva. Oulă! Tipule, nu fi nebun! Mam! Te dai printre copaci ăștia așa, e destul de periculos. Să încerc să mă dau cât mai bine. Șurel, șurel. Într-un fel mă simt, adică, deși îți pune sângele așa un pic să colcotească, într-un fel mă și relaxez pentru că știu că sunt pe munte, nu trage nimeni în mine ca în alte jocuri. Pur și simplu un joc în care pot să mă relaxez, pot să-mi pun, de exemplu, o melodie pe fundal și să mă relaxez jucându-mă acest joc și asta e destul de interesant. Chiar mă bucur că a făcut cineva un joc de genul ăsta. Ah, uite, poți să faci mișcări bruște în aer. Și acum, parașută? Holy fuck! Go back to the mountain. Mi-a luat medalia de bronz și tocmai de acolo de sus am venit. Frumos! Deci ăsta, challenge-ul ăsta l-am făcut acum și putem să facem încă un challenge, ăsta care se află aici. Care tot easy e și ăsta e cu altceva. Ăsta e cu snowboard-ul. Ok, hai să pornim. Cred că vin și el azi după mine. Să fie un fel de cursă ceva. Uliu, copacu! Nu știu, în opinia mea ăsta pare a fi unul din cele mai bune jocuri cu snowboarding și cu ski. Adică le include pe toate, știi? Și... într-un fel... nu ai ce să ceri mai mult de la un joc de genul ăsta. Este tot ce ți-ai dori, plus că e multiplayer. Adică poți să te joci și cu prietenii tăi. Nu l-aș considera un MMORPG sau ceva, dar cu siguranță dacă ai câțiva prieteni și vreți să vă jucați pe munte, fiecare poate să facă ce vrea, adică eu pot să fiu pe muntele ăsta și, de exemplu, pisica poate să fie pe muntele celălalt, ea să facă complet ceva diferit, Mihai să fie pe alt munte și Pink să fie pe alt munte. Și după aia, dacă vrem să ne întâlnim la un moment dat, putem să facem și chestia asta, unul se dă cu schiurile, unul se dă cu snowboard-ul, unul se dă cu wingsuit-ul, sau poate toată lumea face o cursă cu snowboard-ul. E... nu știu, e mișto, e mișto. Da, v-am zis, dacă vă place și mai vreți episoade cu el, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu știu exact cât content avem în varianta beta, dar cred că mai putem face câteva episoade până când, că nu s-a lansat încă. Dar când se lansează, cu siguranță îl voi lua. Deci ăsta clar e un joc pe care vreau să-l iau și să-l joc. Și cine știe, poate reușim să-l jucăm împreună cu toții. Opa, checkpoint validated, încă puțin și ajungem la capăt, dar hai să vedem dacă reușim să ne ținem pe primul loc, pentru că pare a fi o cursă destul de strânsă. I-aud în spatele meu pe băieții ăștia. Oh! Săritură. S-ar putea să iau... oh, am luat medalia de gold, ești nebun! Nu mă așteptam. Frumos!
New snowboard unlocked, Nick Niedecker Platinum. Deci practic te lasă să-ți customizezi caracterul cum vrei, haine, snowboard-ul să-l faci cum vrei și tot tot. Nu știu exact cum. Ok, go back to the mountain view. Deci trebuie din nou să ne folosim binoclu. Dar știu că poți să-ți customizezi caracterul cumva, dar nu știu exact cum. Aici mă interesează să vin. Start here. User binoculars, look at it. Aia ar fi. Oh, te învață trucurile acum. Ok. Hai să vedem. Deci aici că acum avem trucuri și asta văd că e cu ski-uri ceva. Jump. Oh, Doamne. Deci aici te învață. Pur și simplu te învață în momentul în care sari, release R2, R2 to jump. Ok, interesant. Săritură și mai aici rotations. Poți să faci rotații de pe ce? De pe R2 to jump. Ok. Te dai pe ăla și faci rotațiile. Mă gândesc că o să-mi arate și în joc. Na, nu știu, o să vedem. Hai să-i dăm drumul pentru că muzica era cu copyright și nu vreau să fie vreo problemă. Bum! Wow! Mamă! Ok. Interesant! Mamă, ce mișto! Oh, hai că asta-i fain! Hai că asta-i fain rău! Opa! Mi-e frică să mă dau... Deci, push in any direction as soon as you release jump. Deci când dai așa, dai în orice direcție și te învârți. Și asta vrea să ne înveți aici. Finish line. Medalia de bronz. Eh, mă învăț eu. Ok. Freestyler. Și acum mai avem unele pe aici, în afară de alea. Și asta ar fi una, cred. Oh, asta e aia cu parașuta. Mama, asta e mișto rău. Deci asta te dai cu parașuta direct. Și trebuie să-ți iei vântul cumva. Vezi că te ține ca și cum ai fi într-un scaun ceva. Mamă, cum e asta? Poți să-i dai, știu că poți să-i dai first person cumva. Ah, uite așa. Mamă, dar din first person mă apuc o frică, ești nebun. Mamă, deci am eu emoții. Stați așa să verific eu o chestiuță, pentru că știu că am dezactivat... Da, play copyrighted music e pe off. Deci asta n-ar trebui să fie o muzică cu copyright, în principiu. Sper. Opa. E nebunie prin first person, ești nebun. Mai degrabă mă joc așa. Hai să vedem, și te lasă să te joci și cu ceilalți. Ce frumos. E un joc diferit, frate, e un joc diferit, dar e un joc mișto. Tu... Tweak your... Oh! Poți să faci mișcări bruște cu butonul ăla, acum înțeleg. Checkpoint validated, dar mă dau huța acum. Oh, no! Ridică-l sus. Poți să tragi de parașută într-o parte, poți să o ridici după aia. Ok. Interesant, Și ăsta e un sport aparent. Habar n-aveam, sincer să fiu. Și ți arată o dungă pe unde ar trebui să mergi. Vezi că și tipul ăla merge tot pe acolo. Că pe aici vine vântul și pe aia te ridică și poți să te dai rapid în jos. Aș putea să-i tai și eu traseul ăsta puțin într-un fel. Oh, Silver. Finish-ul e departe, nu cred că luăm noi Silver. El știe, vedeți, drumul ăla e făcut special. Pentru că îți iei un... Știe jocul că acolo e un vânt special. New personal record și am reușit să ajungem aici. Ok. Și acum ce? Get bronze on baggy and butterfly challenges. Ah, deci acum pur și simplu pot să fac ce vreau. Pot să mă duc pe următorul challenge. E, asta l-am făcut. Alea două cred că le-am făcut. E ăsta de aici. Nu? Sau pe ăsta l-am făcut? A zis get bronze. Get bronze on baggy. On Bargy and Butterfly. Bargy... Care era?
Este ăsta de aici. Ne zice... Noi n-am luat nimic aici, aș putea să mai încerc o dată. Să mai încerc... Nu durează foarte mult, știi? E greuț, e greuț, nu zic, nu? Să mai încerc o dată să vedem. Da, ci că ăsta e easy, știi? Adică da. Posibil să mai fie unul pe care trebuia să-l fac în afară de ăsta. Să nu știu eu. Dar o să mai încercăm o dată ăsta cu parașutele. Mă întreb dacă fiecare challenge de ăsta are câte o melodie. Că văd că ăsta mi-a băgat o melodie anume. Adică de fiecare dată când mă duc la acest challenge îmi dă melodia asta. În principiu eu trebuie să fac un timp cât mai bun. Asta mă interesează pe mine, să iau toate checkpoint-urile. Și nu e foarte lungă cursa, adică vedeți, un minut. Adică ce e un minut? Absolut nimic. Da, înainte mergeam pe acolo. Acum aș putea să tai drumul direct, cred. Ceva de genul ăsta, că mergi mult mai repede așa. Da, nu respecti drumul ăla exact, dar nici nu cred că e nevoie. Opa, 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 opa. Și am reușit silver. Perfect. Ok. Hai că am reușit până la urmă. Asta a fost. Aud un elicopter? Excellent. I'll be honest. There was a little more to this warm-up than I originally let on. It was designed so the organizers could see exactly what I saw when you asked me to help you. Deci organizatorii unei competiții n-au văzut ce că. Level 2. New invitational available, Steep International. Ok, hold to go back to the mountain view. Și acum ce ne arată nou aici? Ne arată o chestiuță, uite aici. Aha, asta e cu ski. Poți să-i dai play this challenge și ai challenge-uri așa la greu. Ho, ok. Trebuie să mergi printr-un sătuc care e pe munte. Mamă, cum o fi asta? Și e un fel de cursă, văd, cu mai mulți oameni. Steep Invitational, așa se numește această competiție. Ăștia ce că ne-au văzut, le-a plăcut ce am făcut și vor să ne invită la acest campionat. Hai să mergem. E și un fel de poveste, știi? Adică... Mam, ești nebun? E freestyle, adică poți să faci ce vrei. Că vrei, poți să faci sărituri, faci trucuri. Oh my god! Holy shit! N-am făcut o aterizare prea bună. Să încerc să sar de pe chestia asta. Mamă, nu! Redresează-te, nebunule! Hai sus, hai sus. Trebuie să faci puncte până la urmă, știi? Adică eu dacă nu, eu dacă doar ajung la finish line, nu fac puncte. Eu trebuie să... Da, uite, asta e finish line-ul. Deci pe mine mă interesează să fac tot felul de trucuri, tot felul de nebunii. Am făcut un personal record, dar not enough. Nu e suficient. Că dau pe mountain view, pot să mă duc din nou să mai încerc o dată. Pot să-mi schimb, cred. Nu e neapărat să joc cu ăsta, dacă vreau să joc cu ski, pot să joc cu ski. Hai să vedem dacă ne descurcăm un pic mai bine cu partea de ski și mergem pe partea asta la altă. No. Cred că, nu, no, nu, no, pe partea asta trebuie să merg, uite așa. Hop. Și primești puncte pe fiecare chestie pe care o faci. Adică până și pe sărituri, săriturile nu sunt așa de bine punctate, ci drept. Ok, ok, mamă! Nu mă așteptam să reușesc să fac săritura aia. Cred că am luat silver-ul, din cauza că am făcut toate nebuniile alea acolo. Hop! Bronze medal, bronze, e ok, e ok. Complete your Steep Invitational Challenge Rooftops. Mă aplaudă lumea. Și că a pus o echipă ca să ne filmeze. Hold Mountain View to play a replay. Deci zice să facem așa, să dăm un replay.
Hai să vedem un replay. Watch replay. Great, right? You can check the footage anytime you want. Și acum putem să vedem ce am făcut. A, deci practic tu poți să faci poze sau să faci filmări interesante chestia asta. Vezi că am dat în slow motion acum? Ce mișto e asta? Poți să-ți vezi trucurile în slow motion. Poți să dai cu viteză mai mare dacă vrei. Poți să dai mai încolo să derulezi. Faza e că asta a fost unul din replay-urile mele. Eu ăla cu skill-urile nu l-am văzut. Și că mai are încă ceva să ne arate. L-am marcat pe hartă. Cum ar fi ăsta? Ăsta de aici e singura chestie care ne-o arată acum. O, dronă! Okay, ce e, că niște zone interesante. Ce e aici? Nu toate zonele sunt bune pentru ski, știi? Trebuie să descoperi zonele bune, dar jocul nu te oprește să faci ce vrei. Adică eu dacă vreau să merg pe aici, cu siguranță mă lasă. Că mă duc eu cu capul într-un copac și mor, asta e altceva. Points of interest. Hop! Hai că încep să învăț cum să fac trucurile astea, deși m-am dat cu capul de stâlpul ăsta. Îmi place foarte mult jocul ăsta, mai ales faptul că vine Crăciunul în curând. Și că să faci un challenge pentru ceilalți jucători. Deci asta înseamnă că tu poți să faci challenge-uri pentru alți jucători și ei să vină aici să-și fac, să încerci aceeași cursă pe care ai făcut-o tu. Deci, bă, mie mi-a plăcut cum a fost coborârea asta de pe deal, hai să fac asta să fie o cursă. Și poți să faci. To create a challenge. My last ride, all scores, tactical race, create challenge. Hai să zicem un checkpoint race. Să fie o cursă cu checkpoint-uri pentru ceilalți. Interesant, adică e diferit. Ubisoft, Annecy, ok. Zici că e un film de ăla de groază, ceva începe. Glumesc, da? Oricum, grafica jocului este absolut superbă. Controlul e foarte bun, dar te joci pe controller. Deci asta e povestea ta. Poți să faci ce vrei. Mamă, ce mișto. Și a zis că era logo de la GoPro pentru că au parteneria cu cei de la GoPro. Nu știu dacă poți să te întâlnești cu alți player random sau dacă poți doar să joci cu prietenii, dar o să vedem, bănuiesc. Asta a fost doar tutorialul pe care l-am făcut acum. Hai să vedem dacă ne lasă să ne jucăm. Da, ne lasă. Super tare. Și acum, practic, eu pot să fac ce vreau eu. Mi-a arătat niște zone pe care, niște puncte de interes. Dar eu dacă vreau, de exemplu, zic, vreau într-o parte să mă duc să fac ceva, acolo fac. Nu e neapărat necesar să fac ce vor ei. Aș putea să mă duc My last ride back, nu știu ce. Bine, am impresia că trebuie să descoperi zonele. Nu poți să te duci chiar unde, dacă eu vreau să mă duc în vârful muntelui aici, nu știu dacă mă lasă. Mă lasă să-l văd. Hmm. Change time of day. What? O să fac să fie noapte, cică. Change time of day. Vezi că poți să schimb? Schimb soarele. Go back to your character. Azi vine unde e caracterul nostru. Și caracterul nostru. Bă, ăla e alt player, ești nebun? Am început, deci eu ca și cum ar fi un MMORPG. Uite, ăștia sunt alți playeri. Group together. Nu știu ce trebuie să fac. Trebuie să... Na, n-am PlayStation Plus-ul activat. O să-l activez eventual pentru episodul următor. Nu, având în vedere că nu prea mă joc pe PlayStation atât de mult recent, nu mi-am mai luat PlayStation Plus-ul, dar aparent trebuie să ai PlayStation Plus-ul dacă vrei să te joci cu ei. Dar o să-l iau pentru episodul următor, dacă vă place și dacă o să mai fie un episod următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și în episodul următor o să vedem cum e cu alți jucători online. O să fie super genial.
Ne auzim data viitoare. Pa, pa!